Bună, tu ești și conducător, anume lider, și condus. În acest video aș vrea să expun cum văd eu diferența între conducător, lider și condus, cel care este condus, mai ales cum îți alegi liderul și de ce este atât de important să înțelegi acest lucru. Și evident și legătura între subiectul, rolul pe care îl alegi și consecințele, având în vedere situația actuală și o să vorbesc un pic și despre vaccin. Deci, dacă urmărești puțin, ai răbdare să mă asculți această mică povestioară de la clubul de rugby la care am fost cu prietenul meu să facem exerciții fizice. O să înțelegi legătura între rolul tău în viață și ce se întâmplă acum și cum poți să iei decizii mai bune. Mulțumesc pentru inimioare și like-uri cine mi le acordă. Deci, povestioara de la clubul de rugby. După o perioadă lungă de timp, am ieșit cu prietenul meu împreună cu câțiva foști colegi de rugby din clubul la care din care el activează, să facem exerciții fizice. Și respectivii, îți dai seama, oameni jucători de rugby, oameni mari cu condiție de fizică puternică mare, au organizat câteva stații de lucru, așa le numesc ei. Și după care trebuia fiecare dintre noi să-și ia câte o stație, după care să ne rotim. Era un circuit. Și eu evident că nu prea le-am eu să recunosc cu antrenamentele și cu exercițiile fizice. Nu prea înțelegeam ce se întâmplă acolo, deși nu-i mare lucru să ridici o greutate sau să faci niște push-up-uri, niște, mă rog, exerciții clasice. Dar tot nu m-am simțit confortabilă. Și prietenul meu a văzut că nu mă simt confortabilă și mi-a explicat el ce să fac și mai mult decât atât, m-a ajutat să aleg stațiile de lucru care au sens pentru mine. Și în felul ăsta, de fapt, el s-a autoproclamat un lider pentru mine să mă conducă, să mă coordoneze în cadrul acestor exerciții. De ce e important? Pentru că dacă eu aș fi făcut exact ce făceau ei, mă luam după toată lumea și făceam același circuit ca și ei, nu mi-era tocmai bun mie. Pentru că ei sunt jucători de rugby, au o anumită construcție fizică și o anumită pregătire fizică. Evident că n-aș fi putut să fac același lucru ca și ei și nici nu aveam nevoie de toate exercițiile pe care le făceau ei. Deci, foarte important este să înțelegi că liderul, cel pe care îl lași să te ghideze, îl accepti să te ghideze, este omul care are nevoie să te înțeleagă pe tine și să-ți facă exercițiile, în cazul acesta, care au cel mai mult sens pentru tine. Mulțumesc pentru inimioarele, primesc cu drag și like-urile și inimioarele. Și de ce e importantă această situație pentru tine și pentru ceea ce se întâmplă în contextul actual cu coronavirus, vaccin și alte minuni? Aș vrea în primul rând să te întreb care să te gândești, care sunt situațiile în care tu ai nevoie de un lider. Poate să fie când exersezi, în cazul meu, poate să fie acasă, poate să fie la birou, poate să fie în relația cu alte persoane. Unul dintre voi este în postura de lider și celălalt este cel care este condus. Și vreau să-ți mai dau un exemplu care, iarăși, o să te poată, sper, să te incite să-ți pui anumite întrebări legate de deciziile pe care le iei tu acum și cum accepti și cum selectezi tu liderul. Gătitul. Pentru mine, eu sunt lider în bucătăria mea, pentru că știu ce am de făcut, știu ce cumpăr și știu ce vreau să fac, am mai făcut de atâtea ori acele feluri de mâncare, așa că îmi este ușor și știu tot procesul. Și dacă cineva vine să mă ajute, știu ce să-i spun să facă ca să mă ajute. Dar dacă sunt în bucătăria altei persoane, nu mai sunt absolut deloc lider, sunt complet pierdută. Deci dacă mă pui la tine în bucătărie să fac de mâncare, stau și mă uit la ce e acolo și nu știu ce să fac. Asta înseamnă că sunt omul condus.
și fac. Dacă îmi spui să curăț cartofii, curăț cartofii. Dacă îmi spui să spăl vasele, spăl vasele. Dar te las pe tine, sau mă rog, persoana care gătește, să facă ceea ce consideră. Și mi s-a întâmplat de multe ori să fiu în postura în care persoana care gătește să gătească mâncarea care îi plăcea, îi convenea persoanei respective, dar care nu era ceea ce aș fi mâncat eu. Pentru că fiecare are anumite preferințe, anumite alegeri. Mă rog, eu vreau să evit anumite lucruri care sunt grase, care nu sunt tocmai potrivite, sănătoase pentru mine. Altă persoană preferă anumite lucruri grase și care, mă rog, îi dau gust mâncării. Și atunci persoana respectivă face mâncare conform preferințele și alegerile persoanei respective, care sunt poate câteodată în detrimentul meu. Astfel încât dacă în bucătăria mea sunt lider și în bucătăria altei persoane sunt cel care sunt condus, accept că ceea ce iese poate să nu fie în detrimentul meu. Decât dacă știu exact ce vreau, ce nu vreau și agrez dinainte cu persoana respectivă mâncarea pe care urmează să o facem împreună și ingredientele și felul în care facem mâncarea. De ce e important pentru tine? Pentru că și tu ai rol de lider în anumite situații, ai rol de condus în alte situații, dar aș vrea să-ți pui întrebarea, să te incit să-ți pui întrebarea. Ce se întâmplă sau dacă ai un rol de lider în situații în care ar trebui să fii condus? Sau te lași condus în situații în care ar trebui să fii lider? Și aici te invit, dacă vrei să-mi scrii în comentarii dacă ai identificat astfel de situații și cum simți că ai putea să abordezi altfel problema acolo unde rolul nu este cel corect. Foarte multe cupluri, inclusiv eu în relația trecută, s-au despărțit datorită faptului că el și ea și-au asumat alte roluri, nu cele, pote nu cele, cele, cele mai bune roluri în relația de familie, în relația de cuplu. Pentru că dacă bărbatul vrea să fie lider în bucătărie, unele femei acceptă, unele nu. Dacă femeia vrea să fie lider în pat, unii bărbați acceptă, unii nu. Deci gândește-te din perspectiva acțiunilor, activităților pe care le faci tu într-o săptămână, unde e nevoie să fii lider și unde e nevoie să fii condus. Și apoi gândește-te cum îți alegi liderul. Pentru că liderul pe care ți-l alegi, e nevoie să ai încredere în el, e nevoie să știe cum ești tu, cine ești tu și ce este mai bine și mai potrivit și mai bun pentru tine. Și cu această introducere mergem la vaccin. Pentru că foarte multă lume îmi pune întrebarea să-mi fac vaccin, ce să mă fac legat de vaccin. Și aici răspunsul este foarte simplu. Vrei să fii lider în a lua decizia tu pentru tine sau vrei să fii condus și decizia să o ia altcineva? În situația în care ți se impune de către șef, de către job, de către societate, de către prieteni, de către părinți, de către alții, să faci vaccin, înseamnă că te-ai lăsat condus. Nu spun că e bine, nu spui că e rău, este doar vreau să înțelegi acest lucru. Dacă totuși ești în situația în care îți pui întrebarea, fac vaccin sau nu fac vaccin, pentru unele persoane e mai bine să facă, pentru altele e mai bine să nu facă. Și o să-ți dau și exemplu de ce. Ai nevoie să fii tu liderul tău și să iei decizia în măsura potrivită. Ai nevoie să cântărești dacă este mai bine pentru tine risc versus potențiale consecințe să-i faci sau să nu faci vaccin. Pentru că, evident, o persoană care are deja 80 de ani și are foarte și suferă de foarte multe boli, va vedea dintr-un anumit punct de vedere realizarea vaccinului. O mamă la 30 de ani va vedea altfel și copilul de 10 ani, evident, că are alte opțiuni și pentru el mama are nevoie să aleagă altfel dacă face sau nu acest vaccin. Și vreau să spun iarăși o povestioară.
Eu personal am ales să nu fac vaccin. Nu mi-e frică de virus, nu mi-e frică de vaccin, nu mi-e frică de ce se întâmplă. Te invit și pe tine să ajungi tot acolo, dar știu că este greu și majoritatea oamenilor, într-un fel sau altul, au o frică legată de vaccin, de ce se întâmplă sau de virus. Să știi, apropo, urmărește-mi pagina, dăm like paginii dacă n-ai dat până acum sau subscribe pe canalul de YouTube, pentru că urmează să organizăm o sesiune strict legată doar de această frică de coronavirus și de vaccin și pur și simplu scăparea de această frică. Acum, întorcându-mă la poziția de lider, am o fostă colegă care este profesor acum și ea s-a vaccinat și a avut intenția să vaccineze, să-și vaccineze și copilul. N-a apucat să-și vaccineze copilul și copilul s-a îmbolnăvit de corona. Și ea a venit și ne-a spus, mă rog, unui grup de oameni, uite ce rău îmi pare că nu mi-am vaccinat copilul la timp, pentru că a făcut virusul. Dar ce s-a întâmplat de fapt este că ei era frică de virus și din cauza că era frică de virus s-a vaccinat pe ea și a vrut să-și vaccineze și copilul. Și după cum am spus într-un alt video, de ce ți-e frică, nu scapi. Și frica ei s-a transmis la copil și copilul a luat virusul. Personal, consider că dacă nu ți-e frică de virus și nu ți-e frică de vaccin, n-ai nicio treabă cu ce se întâmplă acum. Și sunt în această situație și îmi trăiesc viața normal, fără mască. Știi, eu am o mască de la începutul pandemiei. Dacă îmi vezi masca, o să zici, iac, dar o păstrez ca simbol. Că atât dau doi bani pe pandemia lor și pe mască și pe toate astea și este aceeași mască pe care o port, nu vreau, refuz să-mi schimb masca tocmai pentru că nu vreau să o port și sunt împotriva măștii. Nu trebuie să decizi ca și mine, nu înseamnă că dacă eu nu port, nu trebuie să port tu. Pur și simplu eu îți spun cum văd eu lucrurile din perspectiva mea. Întorcându-mă la această doamnă care este profesor, ea la rândul ei, probabil că își îndrumă elevii la care le predă să-și facă vaccinul, pentru că așa consideră ea că este cel mai bine. Și acum, ea este lider pentru acei copii. Copiii, probabil că unii dintre ei, o acceptă ca lider și urmează sfatul ei. Dar, aici vine întrebarea cheie. De ce ea a luat decizia că este bine să facă vaccin copilului ei? Pentru că este din frica ei că dacă nu ai vaccin, te îmbolnăvești. Și dacă scapi de această frică, s-ar putea ca decizia pe care o iei să fie alta. De asta îți spun că este extrem de important să îți alegi liderul potrivit ție. Iar dacă nu ai suficiente informații, dacă nu știi, te întrebi să fac, să nu fac, caută, studiază informații, internetul este plin de informații, doar că sursele nu sunt tocmai cele clasice. Deci surse gen televizor, gen presă, canale de media cunoscute, Facebook, YouTube, sunt sursele cele mai păcătoase pentru a găsi informații corecte. Pentru că sunt surse controlate de către sistem și dau doar anumite informații pe care ei acceptă să le lase prin sistem. Sunt foarte multe alte site-uri și alte canale, care nu sunt la fel de bine cunoscute, unde găsești foarte multe alte informații care sunt banate din sistemul public. Dacă vrei să cauți și să devii lider pentru tine, pentru familia ta, informație există. Și dacă vrei să scapi de grija și de frica pandemiei, a virusului și a vaccinului, indiferent că l-ai făcut sau nu, indiferent că vrei să-l faci sau nu, nu vreau să te influențez din acest punct de vedere de niciun fel, vreau doar să te invit să urmărești pagina, pentru că vom organiza împreună cu Anișoara Preda o sesiune de imunizare energetică naturală împotriva coronavirus, astfel încât să fii în armonie cu el și să nu te intereseze că el există, pentru că el există și va exista mulți ani de acum încolo. Avem nevoie doar să ne imunizăm cu el. Deci, click și like pagina sau canalul de YouTube, subscribe, scrie în comentarii care este rolul tău și cum îți desfășori tu acest rol de lider atunci când ți-l asumi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video, să ne vedem cu bine curând. La revedere!